Indigestia lui Sambalat. Sigur că numele este din cartea Neemia, în care întâlnim această opoziție permanentă prin tot felul de mijloace împotriva lucrării care a avut loc acolo de a restaura atât cetatea cât și poporul și, dincolo de orice, închinarea la Dumnezeu. Iubiții mei, trăim pe pământul acesta sub imperiul lucrurilor care ne plac sau nu ne plac. Și acestea nu sunt în sine decât un semn clar asupra valorilor pe care noi le avem pe pământul acesta. Ce îmi place indică spre ceea ce este valoros pentru mine sau prețuit. De altfel, închinare, cuvântul închinare, worship, înseamnă valoarea care o acorzi. Cui acorzi tu prețul cel mai înalt? Aceasta înseamnă închinare și, cum au spus înțelepții, dacă vrei să știi cine este un om, află care este obiectul închinării lui. Cui se închină omul acesta? Dacă se închină la ceva sau la cineva? Și când ai afla la ce se închină omul acesta, în clipa aceea ai adevărul atât despre tine însuți cât și despre aproapele tău. Închinarea este ceea ce definește un om. Îmi place sau nu îmi place un lucru? Ahab, spre exemplu, lui nu-i avea această neplăcere, indigestia aceasta a sufletului sau a minții cu privire la adevăr. Lui nu-i plăcea adevărul. Lui, el întotdeauna vroia lucruri care să-i dea o senzație de bine în dreptul eu-ului său, indiferent dacă erau adevărate sau neadevărate. Când a fost vorba de profetul Mica, a spus, mie nu-mi place de lucrul acesta. E cazul să te întrebi, în cazul care ai o aversiune sau nu-ți place un lucru, spre exemplu, sunt oameni care nu-mi place să vin la biserică, nu-mi place să văd lume, nu-mi place, prefer să ascult ceva și atât, nu-mi place. În momentul în care nu-ți place un lucru, nu trebuie să treci în grabă pe lângă aceasta, ci să te întrebi de ce nu-mi place. Ați văzut că în momentul în care un om nu are poftă de mâncare, adică nu-mi place nimic, în clipa aceea înțelegem că este o condiție medicală, o patologie, se întâmplă ceva. Omul e făcut să aibă această reacție favorabilă față de a mânca, a petrece împreună cu oamenii, nu e bine ca omul să fie singur. Așa este creat omul, dar când ajunge să aibă neplăcere, indigestia aceasta a sufletului, asupra unor lucruri, e bine să te întrebi, domnul doctor, uite, și marele medic al sufletului nostru este Domnul. Acum, iubiții mei, frați, aș dori să mergem împreună în cartea lui Neemia, la capitolul 2, versetul 10, în care o să aflăm de unde venea indigestia lui Sambalat și a lui Tobia și cei care erau se opuneau rezidirii Ierusalimului și reorganizării slujbei la templu. Sambalat și Tobia, spune Biblia, când au auzit lucrul, adică devenirea lui Neemia, care intenționa să rezidească cetatea arsă, distrusă, completă. Este o istorie fascinantă. Trebuie să o citim pentru că din ea vom înțelege că binele nu se poate săvârși fără rezistență și fără luptă și că acela care într-adevăr dorește binele are de plătit un preț. Și dacă nu ești dispus să plătești prețul acesta, înseamnă că nu ești consacrat binelui pe care vrei să-l faci. Să ascultăm cu atenție acum versetul 10. Sambala și Tobia, acești oameni, când au auzit că a venit Neemia, nu le-a plăcut deloc, adică totală aversiune. Mai sunt lucruri care îți plac, nu-ți plac, și așa îmi place partea asta, nu-mi place partea asta, dar aici oamenii aceștia manifestă o aversiune totală, absolut totală împotriva lui Neemia și a oamenilor care a venit cu el și mai ales a planului lor. De ce? Nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Ei aveau o altă agendă. Agenda lor era ștergerea acestui nume de pe pământ. Și
Nu știau ei, probabil, nu își dădeau seama, nu știu ce fac, așa a spus Domnul, dar ei erau parte dintr-o conspirație satanică pentru distrugerea continuității lui Israel, ca să nu vină cel promis, adică Domnul Iisus Hristos. Aici era totul. Aceasta era singura explicație. Iar dacă există în lume, atunci a fost o opoziție teribilă împotriva lui Israel, a fost mai multe atentate de a distruge complet acest popor, fiindcă pe linia lui urma să vină Domnul Hristos. În timpul Esterei la fel, robiile babiloniene, toate cele care s-au petrecut, absolut toate, cu sau fără știrea sau știința lui Israel și sau a opresorilor lui, toate au avut un singur obiectiv, împiedicarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos sau distrugerea venirii lui pe pământ. Oamenii aceștia, oamenilor acestora, nu le-a plăcut deloc faptul că venea cineva, venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Aceasta era agenda lui Neemia. Ni s-a spus și foarte frumos scrie cuvântul lui Dumnezeu, Pavel îl sfătuiește pe Timotei, 1 Timotei 5 cu 21. Să faci toate aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire, îl sfătuiește. Era în contextul așezării slujitorilor în biserică, dar toate lucrurile se supun aceluiași principiu. Ce înseamnă fără vreun gând mai dinainte? Înseamnă să nu ai un obiectiv pe pământul acesta, să nu știi de ce ai venit, de ce trăiești, de ce pleci, unde pleci. Asta înseamnă să trăiești la voia întâmplării. Asta e adicție, drog, a trăi la voia întâmplării. Este un om abandonat, un om care n-are niciun Dumnezeu pe pământul acesta. Al doilea lucru, să nu faci nimic cu părtinire. Înțeleg să nu fac nimic cu părtinire în sensul negativ, dar să nu părtinez binele, să nu caut binele și să n-am gând mai dinainte pentru a împlini binele pe pământul acesta, e tocmai ce îi spune Pavel ucenicului său. Să nu faci ceva cu vreun gând rău în mintea ta și să nu faci ceva și să fii gelos pentru bine. Aceasta era traducerea directă. Mântuitorul nostru nu a venit pe pământul acesta fără o agendă. Agenda lui a fost să stea martor pentru adevăr și pentru fericirea și binecuvântarea poporului. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Aceasta a fost agenda lui. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Cu alte cuvinte, suntem chemați să clarificăm bine înaintea sufletului nostru obiectivul nașterii noastre pe pământul acesta, al trăirii, al vieții, a ceea ce lăsăm în urmă, a plecării noastre de aici. Aceste lucruri trebuie să fie clare. Și, iubiții mei, dacă ar fi să mergem la cimitir și am vedea câte destine sunt sfârmate acolo, dacă ne-am uitat în istorie și am vedea câte destine sunt împlinite, oamenii care au împlinit chemarea lor, Tată, am împlinit lucrarea la care am sfârșit lucrarea, vreau să-mi sfârșesc cu bine alergarea, adică au completat lucrul ăsta și ne-am dat seama că ele sunt legate de fapt de un singur lucru și anume a plăcea, a fi plăcut, caut să fiu plăcut. În spatele acestor lucruri, au fost oameni care și-au pierdut viața pentru că au căutat să placă prietenilor, au băut nu știu câte pahare că acolo erau prietenii. Și a căutat să placă acestor oameni și s-a intoxicat și a murit. Una dintre cele mai haine crime care s-au comis pe pământ a fost asasinarea sau executarea lui Ioan Botezătorul de către Irod. Ce a stat la baza acestui lucru? A stat dorința lui Irod de a plăcea oaspeților și prietenilor lui. Cu alte cuvinte, este în sufletul nostru lucrul acesta și într-adevăr este o lege a cerului, pentru că Dumnezeu, Tatăl, a vorbit despre Domnul nostru Iisus Hristos la râul Iordan, la botezul lui. Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Deci era o plăcere. Iar Mântuitorul, despre Mântuitorul spune, plăcerea lui va fi frica de Domnul, adică umblarea cu Dumnezeu. La aceasta suntem noi chemați. Marea întrebare care se ridică însă, caut să plac în adevăr, dar cui? Cui caut acest lucru să plac? Cui caut să plac?
Pentru că nu ajungem în același loc, indiferent cui căutăm să plăcem. Dacă Irod ar fi căutat să placă lui Dumnezeu, nu ajungea pe lista marelor criminale ai umanității, dacă ar fi căutat să placă lui Dumnezeu. Dacă a căutat să placă oamenilor, s-a produs altceva. Cu alte cuvinte, nu ajungem la aceeași destinație, indiferent cui căutăm să plăcem sau a plăcea. Sunt plăcut, dar bine, dar cui? Asta ar fi, aceasta este căutarea noastră. Astfel că, în împlinirea menirii noastre pe pământul acesta, trebuie să avem un suprem căruia căutăm să placem. Și aceasta este parte din viața sufletului nostru. Abel și oamenii sfinți au primit mărturia de la Dumnezeu că sunt plăcuți lui Dumnezeu. Ajungem într-o situație în care ne întrebăm, bine, aici drumurile se despart, o bifurcație, dacă nu pot să plac și lumii și lui Dumnezeu, n-am cum, zic, Ioan spune, asta este desfrâu, suflete desfrânate, înțelegeți lucrul ăsta, că nu se poate să placi lumescului și lui Dumnezeu în același timp. Caut să plac unui anume om și să defavorizez o lume întreagă, un conducător politic, spre exemplu, care are un consilier, caută să placă acestui om și defavorizează o lume din cauza aceasta. Aici există un echilibru sfânt. A căuta să placi lui Dumnezeu, prin efect, va face din tine un om plăcut oamenilor din jurul tău. Nu trebuie să cauți să fii un om ingrat, neplăcut și după aceea să spui, cum spunea un frate, că e prigonit din cauza credinței. Nu, ești prigonit din cauza nesimțirii sau aroganței sau răutății cu care ai vorbit cu oamenii, ai bătut cu Evanghelia în cap și cu legea și cu ce ai făcut tu acolo și te consideri prigonit. Nu ești prigonit. Te prigonești singur. Te-ai făcut urât înaintea oamenilor prin felul cum ai comunicat aceste lucruri. A fi plăcut oamenilor nu este un defect, de-aia place de tine pentru că pe acolo cine știe ce spui sau de-aia se întâmplă lucrul acesta. Nu. Este un rod și un dar a căutării în viață să fim plăcuți lui Dumnezeu. De ce nu i-a plăcut lui Sambalat faptul că a venit Neemia să caute binele poporului, pentru că el nu iubea acest lucru, el avea altă agendă pe linia lui. Pavel Apostolul ne spune că a căuta lucrul acesta este condiționat, a căuta armonia cu oamenii și bunăvoință între oameni, cum au cântat îngerii, bunăvoire între oameni, acesta nu este un lucru rău, este un dar, e un rod al cerului. Mă silesc, spune el în 1 Corinteni 10:33, mă silesc și eu cu toate, ca în toate lucrurile să plac tuturor. Cu iudeu m-am făcut iudeu, cu barbar, cu asta. Ca să pot să fiu, m-am făcut tuturor totul, spune el, ca să câștig pe unii dintre ei. De ce? Iată ce frumos declară el agenda vieții lui, 1 Corinteni 10:33. Mă silesc în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți. Definiția adevărată a iubirii este legată nu de sentimentele cuiva, ci de căutarea binelui în viața apropiului tău. Pe acel om îl iubești, al cărui bine îl cauți. Aceasta este traducerea cuvântului iubire. Cauți folosul apropiului tău, fără să faci din aceasta un mijloc de a-ți sluji ție însuți. Te ajut pe tine cu mine în gând, că într-o zi lucrul acesta se întoarce, acesta e un fel de comerț la cu care o să ne întâlnim. Dar căutarea lui Pavel este legată de căutând folosul, nu folosul meu, eu n-am o agendă a mea, a eu-lui meu personal, fac binele acesta sau lucrarea aceasta pentru a se întoarce la mine într-un fel sau altul. Nu.
Noi nu ne căutăm nici măcar laudă de la oameni, spune Pavel, nu căutăm aprecierea nimănui, n-am solicitat lucrul acesta, nici măcar n-am cerut respectul cuiva, ci lucrul acesta trebuie să se nască dacă este, dar dacă nu este, noi căutăm, spune el, căutăm să placem lui Dumnezeu, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți. Din motivul ăsta caut să plac oamenilor, spune el aici unul Corinteni. Despre însuși mântuitorul nostru, ni se spune că el creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și nu doar, deci a fi plăcut lui Dumnezeu nu înseamnă a fi scârbit de oameni. Nu acesta e semnul că un om este plăcut lui Dumnezeu. Dimpotrivă, rodul prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, așa cum se spunea despre Biserica Apostolică, erau plăcuți întregului norod, toată lumea îi vorbea de bine, datorită prezenței Domnului în viața lor. Nu numai despre Mântuitorul nostru scrie cuvântul lui Dumnezeu care a plăcut înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu, ci scrie și despre un om ca noi, ca mine, ca tine, chemat la o lucrare cu totul deosebită și anume prorocul Samuel. Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Acesta este naturalul și normalul în a căuta să fi plăcut lui Dumnezeu. A fi plăcut oamenilor nu este un obiectiv, ci este o urmare, este un rod al adevărului despre a fi plăcut lui Dumnezeu. Atunci când cauți să placi oamenilor fără să ții seamă despre a plăcea lui Dumnezeu, în clipa aceasta se produce un fel de desfrâu, un fel de trădare a naturii ființei noastre. Noi nu suntem făcuți pentru așa ceva. Pavel ne scrie în Galateni 1:10, caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Ați văzut că profetului Mica i-a fost sugerată tema unei predici. I s-a spus, uite, toți predică de bine despre Ahab, încearcă și ține și tu o predică la fel. El îi răspunde, profetul Mica, ceea ce ar trebui să răspundă orice pastor la întrebarea care e titlul predicii sau tema predicii tale. Sigur că ne pregătim, răspundem, scriem în program lucrul acesta, dar dincolo de toate, răspunsul trebuie să fie, voi vorbi ceea ce îmi va spune bunul Dumnezeu să spun. Acesta este adevăratul subiect al predicii pe care o voi prezenta. Caut eu să plac, să capăt bunăvoința oamenilor? Zi și tu așa ca să... Sau caut să plac oamenilor? Întreabă Pavel. Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Atunci când, din punct de vedere politic, în biserică sau în familie, cu copii, în relația cu copiii, cu soț, cu soție, cauți să placi și să faci pe placul acestor oameni, indiferent ce înseamnă lucrul acesta, trădezi marea chemare a lui Dumnezeu de a fi plăcut lui și prin efect a fi plăcut familiei tale sau adunării și doi, trădezi pe oamenii aceștia. Pentru că în momentul în care încerci să cumperi bunăvoința oamenilor și încerci să fii plăcut oamenilor cu interesul acesta în minte, în realitate, tu nu slujești binele acestor oameni. Cum a zis Neemia, am venit pentru binele lor, sau cum a spus Pavel, am venit pentru mântuirea lor, de aceea fac lucrul, ci tu slujești eu tău, de aceea cauți să faci lucrul acesta. În lucrul de fiecare zi. Putem să lucrăm la o firmă sau indiferent unde lucrăm și putem să încercăm prin purtarea noastră să fim bine cu șeful, să, cum zic românii, să ne punem bine cu cei care conduc. Și, dar Biblia spune așa, lucrătorilor, ascultați în toate lucrurile de cei care răspund de compania aceasta unde lucrați, nu numai când sunteți sub ochii lor, ci ca aceia care caută să placă oamenilor când suntem sub ochii lor, ci mai departe, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul.
Când un om vorbește într-un fel în prezența ta și apoi întâlnește alt grup de oameni și vorbește altfel, caută să placă acestor oameni, omul acela, spune Sfânta Scriptură, sau îl definește Mântuitorul nostru ca un fățarnic, un om care folosește diverse fețe în lucrul nostru de fiecare zi. Sau uite cum suntem aici în slujba mea, caut să împlinesc și să umplu timpul dat mie de Dumnezeu cu lucrarea la care sunt chemat. Nu neapărat să fiu văzut de cineva, felicitat, apreciat sau... Nu caut lucrul acesta. Eu caut să plac celui care m-a chemat la lucrarea aceasta pe care o fac și să umplu timpul acesta, cum a spus Mântuitorul nostru, in my father's business, în lucrările tatălui meu, în casa tatălui meu. Știați că sunt acolo. Ca zice, nu ca unii care căutați să placeți oamenilor, ci ca unii care căutați să placeți Domnului. Nu numai când e de față, când nu este de față, sau indiferent unde, tu ești omul lui Dumnezeu și ai această chemare a sufletului tău. Am venit aici, spune Neemia, pentru binele poporului pe care îl împrăștiaseră, l-au ucis, l-au robit împărățile din prejurul lui. Pentru că Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia legat de lucrarea aceasta cu sufletele oamenilor, căutăm să vorbim așa fel ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Lucrarea este încredințată nouă pentru oamenii care sunt în jurul nostru. Dacă am primit cu adevărat lucrarea aceasta și am luat-o în serios, atunci noi nu căutăm să placem, nu căutăm să predicăm lucruri care gâdilă urechile oamenilor, care sunt la modă sau sunt plăcute, sunt valorile celor din fața noastră și ei se regăsesc în predica noastră și dau din cap și zic amin și gata este. Ci noi suntem cu urechea la glasul lui Dumnezeu ca să cântăm în armonie și în ton cu tonul pe care l-a dat Dumnezeu. Știți bine acel copil care a dat un concert fantastic la pian pe o tribună și toată lumea a stat în picioare și a aplaudat frenetic performanța lui, dar el a stat cu ochii plecați în pământ pentru că la tribună sus era profesorul lui care a plecat capul cu rușine datorită performanței. Lumea care aplauda nu înțelegea care sunt dimensiunile acestei performanțe, dar învățătorul știa cum ar fi trebuit să fie. Și în dreptul nostru, una este cum este și alta este cum ar trebui să fie. De aceea, spune Pavel aici, având în vedere lucrarea cu oamenii, noi căutăm să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Aceasta este chemarea noastră. Acum, iubiții mei, în Deuteronom, capitolul 33, versetul 8, găsim ceea ce aduce lacrimi în ochi când citim Evanghelia, binecuvântarea lui Levi. Cel care slujește lui Levi, este reprezentantul slujitorului lui Dumnezeu, a cărui dorință și valoare supremă este a fi plăcut lui Dumnezeu. Cea mai înaltă slujbă într-o biserică, este papă, este cardinal, este pastor, e prezbiter, cea mai înaltă slujbă este viața de sfințire. Aceasta este la care suntem noi chemați. Și ce formă îmbracă ea are puțină însemnătate, dar în ochii lui Dumnezeu un singur lucru contează. Aceasta e viața la care am fost noi chemați. Și aici vorbim despre Levi. Spune, Levi a zis despre tatăl său și despre mama sa, nu i-am văzut. Sigur că se duce mintea imediat la Mântuitorul care a spus, dacă nu va urî cineva mamă sau tată, cum adică nu i-am văzut? Păi vreau să spun că în slujirea lui Dumnezeu nu voi fi corupt pentru faptul că o persoană mi este tată sau mamă. Tată sau mamă să fie, dar ați observat cuvintele pe care le-a spus Iisus când mama lui și frații lui îl considerau nebun și au venit să-l ia de acolo. Și cineva îi spune,
te caută mama și frații tăi. Nu, spune el, mama și frații sunt cei care sunt în acord cu Dumnezeu, a cărui valoare supremă este Dumnezeu. Nu cei care caută să placă societății, lumea a venit și au zis ce învață Iisus, uitați-vă, duceți-vă, luați-l de acolo, se face de râs sau una sau alta. Aceasta a spus Mântuitorul, acela mi-este frate, tată și mamă. Aceasta este valoarea supremă. Asta înseamnă traducerea cuvintelor, n-am văzut pe părinții mei. Și despre frații lui nu vă cunosc. Băi, este frate meu și nu. Când este vorba de adevărul lui Dumnezeu, de dreptatea lui Dumnezeu, copilul tău să fie sau tu să fii părintele lui, adevărul este mai scump decât orice altceva, indiferent ce gust are adevărul acesta. Să urmărim mai departe. Ei păzesc cuvântul lui Dumnezeu și țin legământul tău. Ei învață pe Iacov poruncile tale, nu mama și tata, frații, surorile. Ei îmi sunt prea iubiți mie, dar nu sunt Dumnezeu pentru mine. Ci caut să plac lui Dumnezeu ca prin aceasta să pot cu adevărat să plac casei mele. Ei învață legea lui Dumnezeu, binecuvântată, încheie versetul 11, binecuvântată tăria lui Doamne. Binecuvântat este omul care caută binele poporului său, binecuvântat este omul care caută să placă lui Dumnezeu și binecuvântarea aceasta se multiplică, se mărește și se proiectează asupra numelui lui Dumnezeu în final. Ca oamenii văzând felul acesta de viață, și când se referă la oameni, cei de la masa ta, cei care servezi masa în casa ta, văzând că tu pui prețul cel mai înalt pe Dumnezeu și tu dorești să fii plăcut lui Dumnezeu cu adevărat, văzând lucrul acesta, să laude pe Dumnezeu. Oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu. Binecuvântată tăria lui Doamne! Primește lucrarea mâinilor lui, frânge șalele potrivnicilor lui și vrăjmașii lui să nu se mai scoale. Binecuvântă, Doamne, tăria lui și cuvântul cheie din această binecuvântare, primește lucrarea mâinilor lui. Adică ajută-ne, Doamne, să trăim pe pământul acesta, să simțim, să ne închinăm în așa fel încât Tu să primești lucrarea mâinilor noastre și a vieții noastre în lumina chemării pe care ne-ai adresat-o tu. La aceasta ați fost chemați. Tată Ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ne închinăm și te rugăm din adâncul sufletului nostru, Doamne, să ne ajuți să placem lui Dumnezeu, să faci din aceasta ritmul vieții noastre, inima, bătăile inimii noastre, tot ce suntem pe pământul acesta să fie în armonie cu a fi plăcut lui Dumnezeu. Fă să căutăm un singur lucru, Doamne, umblând pe pământ printre oameni și slujind și prin lucrarea noastră, un singur lucru, ca Tu să poți să primești lucrarea vieții noastre. Ne închinăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.